Televiziunea Română, întâlnirile JTI și Fundația Art Production vă recomandă garantat 100%. mierul emisiunii este oferit de magazinul online Home Philosophy. Salutare, bine v-am regăsit la Garantat 100%. Invitatul nostru din seara asta e specialist în domeniul politicilor de sănătate. E absolvent de medicină la Timișoara, a absolvit un master în politici de sănătate la London School of Economics and Political Science, coordonează publicația Observatorul Român de Sănătate și e membru în bordul Alianței Europene de Sănătate Publică. Îl vânăm de ceva vreme. Doamnelor și domnilor, e o mare bucurie să-i spunem bun venit la garantat 100% domnului Vlad Mixici. Salut, Vlad! Salut, mulțumesc, mă bucur că sunt aici. Eu mulțumesc frumos că ai venit. Să lămurim repede o chestie. Mixici. Nume Bănățean? Este. Cu Sârbesc? Ah. Cu ce? Aici, e, aici Cu ce? e lucru special. Ia. Croat, croat. Aha! Croat. Aoleo, deci am intrat în ceva extrem de delicat, În treaba mm. asta. Uh, cumva la mine n-a mai rămas delicatețea asta, că eu sunt român, uh, dar, ca să zic așa, croațismul s-a oprit la, la tatăl meu, la bunicul a fost destul de manifest. Uh, dar la mine s-a pierdut partea asta. Ai prieteni sârbi? Da Bun. Bun. Ai fost un an Timp în care iar te-am tot vânat Să ne întâlnim aici Ai fost la o bursă în Statele Unite exact. Și ai văzut cum funcționează spitalele americane Da uh, Cum funcționează spitalele americane? Aici ai o Așa e ușoară neînțelegere Pentru că e un paradox Și mie îmi place foarte mult Că lumea e făcută din paradoxuri Uh, și că sunt foarte multe nuanțe între alb și negru, deși noi tindem da. să vedem lucrurile în alb și negru. Uh, există o parte a românilor, a europenilor, uh, care atunci când aud de sistemul medical american se strâmbă. Exact. Uh, de ce? Pentru că, într-adevăr, dacă privim la nivel european, comparăm Europa cu Statele Unite, nu da. România cu Statele Unite, uh, noi avem un sistem de asigurări medicale mult mai prietenos cu omul. Uh, mai protector, uh, cum mi se zice statul de dacă. Da. Uh, statul de dacă e foarte prezent în Europa, inclusiv în, până și în România, cel puțin pe hârtie. Ori în Statele Unite, sistemul de asigurări de medicale este uh, e la pământ, ca să zic pe șleau. Deci ceea ce înseamnă structura și felul în care sunt organizate uh -huh. lucrurile la nivel de sistem nu funcționează bine pentru un european și pentru un român ar fi o mare problemă să se acomodeze și de obicei e o problemă destul de mare să te acomodezi acolo, dar spitalele, spitalele uh, sunt uh, îmi place să le compar cu niște uh, nave extrem de avansate, foarte bine organizate. Spitalul în care am lucrat eu este întâmplător unul dintre cele mai mari spitale și cunoscute în lume, pentru că acolo, dacă ți-amintești, uh, când a fost uh, marea criză de Ebola, au da. fost uh, doi pacienți americani care lucraseră în... Uh, un spital universitar. Evident, da. Uh, și ei au fost tratați acolo, au și fost uh, vindecați acolo. Uh, cumva de aceea și a căpătat spitalul, așa, o faimă uh -huh. in, mai internațională. Uh, dincolo de faptul că, evident, toată aparatura, uh, tot confortul pentru pacienți, clădirile, uh, totul strălucește de curățenie, de organizare, ce m-a impresionat cel mai tare e cât de Bine organizate sunt echipele medicale și o echipă medicală acolo nu înseamnă doar domnul profesor mm -hmm. sau medicul specialist sau chirurgul. Nu, de jos, cel mai de jos nivel din punct de vedere profesional, începând chiar de la oamenii care se ocupă cu igienizarea spitalului, da. Toți se întâlnesc în fiecare zi, la începutul zilei. Întâlnirile nu mănâncă mult timp, sunt foarte scurte, în funcție și de nivelul la care se desfășoară. Întâlnirile pe o secție durează fix 5 minute. După 5 minute, indiferent ce cine mai are ceva de spus, întâlnirea se termină. Oh. Dar se întâlnesc toți și stau 5 minute la începutul zilei în acea cameră. Repet, de la profesorul care câștigă, știi că în Statele Unite un medic câștigă foarte bine. Uh, profesorul care câștigă un milion de dolari pe an, Au. până în cameră cu el, vorbesc frumos unii cu alții și îl ascultă, chiar și pe valetul din parcare care ia mașinile pacienților, pentru că ai și așa ceva. Da. Spitalele americane, nu trebuie să-ți parchezi tu singur mașina când vii bolnav la spital, cum e și normal, ci ai un valet care ți ia mașina și o parchează el, dar evident dacă ești asigurat. Și te costă îngrozitor uneori asigurarea asta, foarte mult. Pe de altă parte, e adevărat că dacă nu ești cineva cu foarte mulți bani, dar cunoști mecanismul și știi să apelezi la asociația cu tare, la biserica cu tare, da. la atunci te califici pentru tratamente complicate și poți să fii tratat cum se cade? Da, asta e paradoxal. Știi că asta e, um, e, e o similitudine mare între ce se întâmplă în România și a început să se întâmple în România în ultimii ani și ce se întâmplă în Statele Unite. Uh -huh. Din cauza acestei sălbătici a asigurărilor medicale americane, um, S-a creat o infrastructură de suport comunitar, pentru că acolo e uh, o datorie să donezi, uh, se consideră, da. uh, de pildă dau un exemplu foarte interesant, îl povestesc, uh, o familie cu care, americani, uh -huh. uh, cu care sunt bun prieten, el profesor, ea violonistă, uh, nu foarte bogată, uh, sunt în pragul pensiei și am văzut cu imire un Excel. Pe computer, unde își țineau de 10 ani, de 10 ani, evidența cu cât donează, la cine donează și urmăreau organizațiile respective, ei aveau patru organizații la care donau, să vadă dacă au făcut bine ce-au făcut, dacă păi... să mai doneze în continuare. Și donau anual o sumă pentru venitul lor destul de semnificativă, nu așa 3 lulele, trei 3 surcele. Și toată infrastructura asta care se creează, ea se creează special pentru a îi ajuta pe cei care pot să cadă între, între cele două uh -huh. versante ale medicinii americane, ale sistemului medical american, care sunt pe unul cei asigurați și pe celălalt urgențele. Da. Dacă ești o urgență, nu contează că ești asigurat sau nu, este obligatoriu ca spitalul să te primească și asta se întâmplă. Dar trebuie să fie o urgență. Uh... Era vreo biserică în curtea spitalului? Uh, universitatea în care <laughs> îmi pui întrebări țintite: Vă că <laughs> universitatea în uh, care am fost eu integrat uh, în acest an și spitalul aferent da. este o universitate privată, ca covârșitoarea majoritate Sigur. în Statele Unite. Construită de uh, o comunitate religioasă, în urmă cu 180 și ceva de ani. Uh, prin urmare, în mijlocul campusului, foarte aproape de spital, evident că era nu o singură biserică, de fapt erau două biserici, dar în interiorul spitalului, pe de altă parte, ai camere de rugăciune pentru mai multe religii, mm -hmm. nu doar confesiuni. E, de asta întreb, pentru că în România. Se spune că, am prieteni care spun, doar în România întâlnesc situația asta cu biserica în sau lângă spital. No, no. Și, da, pe de altă parte, prietenul care spune doar în România spune așa, pentru că aici trebuie să ai ideea cât se poate de precisă că doar Dumnezeu te mai poate salva atunci când ajungi la spital. Îți fac un banc, un banc real... Uh... În uh, studenție am uh, prins o bursă ca student la medicină, eram deja student de an mare, în Norvegia, da. uh, unde am lucrat într-un spital uh, foarte bine pus la punct la momentul respectiv uh, și din cabinetul în care lucram eu, uh, vedeam cimitirul. Uh, cimitir cu biserică, era o biserică foarte frumoasă, așa cu un acoperiș în stil da. viking. Uh, și am întrebat, l-am întrebat pe profesor, dar de ce aveți cimitirul chiar, să vede din spital, e un pic așa. Da, noi nu îl percepem ca pe ceva neapărat urât sau ceva de genul ăsta, ba mai mult, dacă stau bine și mă gândesc că îmi spune profesorul, e foarte eficient, nu trebuie să îl transporti nu știu unde, că în spital, și asta e un adevăr dur, trist, dar zic eu că trebuie să-l privim cu naturalețe, în spital se moare. În foarte multe spitale din lume da, se așa moare. Așa uh, și e, e greu să vorbești despre asta într-un fel cu oameni care uh, nu își duc zi de zi meseria în vecinătatea. Așa dar Vlad, e și sinistru să te gândești că te duci acolo să mori. Nu întotdeauna, adică... dar se moare pentru că e vorba de boală și uh, vedeți medicina, medicina e o E o știință nouă. E probabil știința și disciplina care s-a dezvoltat cel mai mult pe lângă IT în ultimile secole, aș zice. Uh -huh. Gândiți-vă că la 1880, în Londra, care era un centru important al civilizației la momentul respectiv, deci în urmă cu cât? 100, nici 150 da. de ani, dacă te internai într-un spital, șansele tale să își viu de acolo erau cam unul din patru. Da, dar nu mai suntem în 1880. Suntem într-un moment în care știința asta nouă e totuși foarte avansată. Cu toate astea, oamenii percep medicina ca fiind o știință extrem de exactă. Realitatea nu e așa. Medicina uh -huh. e o știință exactă în anumite patologii, dar în cazurile grave, în urgențe, nu e chiar așa. Poate că nu se gândesc oamenii neapărat, ba se gândesc cu siguranță că trebuie să fie foarte exactă și că trebuie să, e o știință care trebuie să te repare ca pe un aparat. Ceea ce uneori se întâmplă. Însă cred că oamenii de multe ori se gândesc la faptul că în mod normal e un loc unde ar trebui să fi tratat ca o ființă umană. Și cred că asta e mai important decât orice. Cred că e mai important decât exactitatea științei. Asta, când spui asta, mă gândesc că probabil și acestea nu din motivele pentru care pacienții din acel spital norvegian, din Trondheim, nu erau deranjați că vedeau un cimitir pe fereastră unii dintre ei. Da. Pentru că diferența cea mai mare asta este între aceste două spitale în care am avut ocazia să lucrez, Spitalul American și Spitalul Norvegian, și spitalele românești în care am lucrat sau am fost uh, ca pacient. Diferența e cea de omenie, de umanitate, dar, într-un fel, știi, oamenilor, nimănui, niciunul dintre noi nu i-ar plăcea să fie tratat ca o șaibă. Evident. Ca un rulment. Evident. Mai mult, dacă asta se întâmplă atunci când ești în cea mai vulnerabilă stare din care în care ne putem afla, starea de boală, când nu poți să spui nimic, nu poți să, 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 să te revolți. Și când atunci... demnitatea e pusă la grea încercare. Exact. Când te confrunți cu toate limitele noastre corporale, de care noi nu prea suntem conștiinți, cât suntem exact. sănătoși. E, cu atât mai mult în momentul ăsta e nevoie să nu fii tratat ca o șaibă și ca un rulment. De ce crezi că spunem foarte des... În cultura română actuală, mai zic o dată, în modul de viață actual, spunem cât se poate de clar și de tăios. Ferească Dumnezeu să ajungi la spital în România. Pentru că, Pentru că e adevărat. Pentru că nimeni nu-și dorește să ajungă la spital oriunde. Chiar și în Statele Unite cu o asigurare excepțională. Pentru că ne e frică de boală, și e firesc să fie așa, și e normal. Dar în ce se spune în România că ferească Dumnezeu să ajungi la spital, e și frica de altceva. E, e... ceea ce copatrioții numesc pe mâna lor. Da. Să da. nu ajungi pe mâna lor. E foarte trist să auzi vorbele astea. Da, și ăsta e un subiect foarte complicat și foarte greu, pentru că am vorbit. Pe de o parte, de omul care ajunge acolo da. în o stare foarte vulnerabilă, dacă are ghinion și nu ajunge pe o secție renovată, chiar condițiile sunt... Gândește-te că te ia din camera ta, din patul tău, unde oricât de sărac ai fi, ești familiarizat, ai confortul tău și te pune într-o cameră cu încă alți, în cel mai bun caz, doi oameni. Da. Pentru că, de cealaltă parte, e și medicul. Știi, e ușor ca să a răscut degetul acuzator către medic. De ce mă tratez ca un rulment? De ce mă tratez ca o șaibă? De ce nu te uiți la mine? De ce nu ai grijă de mine? Sau către asistenta medicală, e ușor să a răscut degetul. Dar în același timp, condițiile din spitalele din România sunt atât de complicate și de dificile, încât e imposibil ca om și doctor să ai un cuvânt bun pentru toți. Medicina nu vine la pachet cu... Eu cu... am cu oameni care au cuvinte bune pentru tot. Da, dar ăștia sunt excepționali. Da. Știi că atunci când dai la medicină, nu se cere nimeni să fii excepțional, cu un suflet excepțional de bun. E adevărat. Nu dai, dai examen la biologie, la chimie și la fizică. Nu la empatie. Uh, nu dai examen la calitățile tale ascetice. Care ți impun în spitalele românești, la ora actuală, să lucrezi dacă ești în gardă de dimineața, de la 8 până a doua zi la prânz, da. nu te trage nimeni, nu te trece nimeni printr-un test de rezistență psihică în fața unor oameni care uneori sunt, într-adevăr, foarte agresivi. Deci, știi, e o zonă, e o zonă de nuanțe, nu poți să-ți dai un răspuns. Când văd la televizor sau politicieni sau pe oricine da. altcineva, arătând cu degetul acuzator, ce medicii des. sunt de vină. Da. Nu e adevărat. La fel cum când văd mari profesori, uneori chiar oameni medici cu funcții mari în colegiul medicilor care spun, pacienții sunt de vină. Iară nu e adevărat. Ci este un context și un contextul dat de sistemul medical românesc, e un context creat de așa manieră încât scoate cei mai rău din noi, nu cei mai buni din noi în loc să-l ajute pe medic să fie cât mai empatic și cât mai bun, îl blochează. În loc să-l ajute pe pacient să aibă răbdare, să aștepte, că asta e. Îl stresează și induce... Hai să încercăm să vorbim despre ambele părți. Da. Exemplul 1. Doctori mari, medici mari, profesori, chirurgi, oameni mari din sistem, celebrități cu poziție de divinitate în meseria lor, care își exercită meseria exercitându-și și divinitatea asta, între ghilimele. Am văzut oameni care tolerează sau regizează venirea lor la lucru dimineața, în așa fel încât mulțimea să-i aștepte și să-i aduleze. Iar mulțimea se înghesuie, e gata să se calce în picioare și reacționează ca la apariția unui zeu. Da. Exemplu numărul 1. Exemplu numărul 2. Știu pacienți isterici, rău intenționați, care ar face, ar scoate din minți orice om de pe lumea asta, nu doar un doctor. Da. Oameni care cer imposibilul, oameni care se duc și îi lovesc din senin pe medici. Cunosc ambele situații. Cine e sau ce e de vină pentru situațiile astea? Vlad? Aici îmi împingi să fac un apel la o statistică care, din păcate, nu există în România. Tu vorbești despre două extreme. Da. În orice sistem, aceste extreme există. Că vorbim de sistemul medical sau de orice altceva, de e, e naturală. Acum, întrebarea care se pune în România, frecvența acestor manifestări extreme este peste frecvența observabil-statistică în alte sisteme? Bună întrebare. Nu s-a făcut, din câte știu, de fapt pot să zic 99,99%, ,99%, nu s-a făcut un studiu despre asta. A existat, anecdotic, o oarește creștere a agresivității, cel puțin a raportării către poliție în urgență, în spitale în România. Dar vezi că ți-am dat un răspuns statistic care de fapt o colește puțin întrebarea. Dacă mă întrebi așadar de cei care se manifestă extrem, pentru că așa sunt ei, răspunsul ar fi că ei sunt de vină. Fie că vorbim de medicul Dumnezeu, fie că vorbim de pacientul isteric. Politizarea spitalelor e de vină? Nu. Hai să formulez Dau un, da un răspuns care te surprinde. Nu. Uh, să întreb altfel. Politizarea spitalelor există? Evident. Politizarea spitalelor poate fi de vină pentru faptul că o parte din felul în care se vede lumea din spital, din interiorul lui și din afara lui spre spital, arată de multe ori ca un univers medieval, alcătuit din stăpâni și supuși? Răspunsul la, la întrebarea asta e mai degrabă nu atât politizarea, ci cât relația financiară pe care se bazează sistemul medical românesc. Uh -huh. E ceva ce până nu am apucat, n-am ajuns să lucrez într-un spital afară, în, mă refer afară, în zona occidentală, da. cădeam și eu adesea în capcana asta, ierarhiei Medicale, medievale. În medicină, ierarhia e esențială. Face parte din procesul de învățare. E într-un fel similar cu ce se întâmplă în aviație, cu ce se întâmplă în armată, în zonele care lucrează în domenii periculoase, da. pentru că disciplina și ordinea e foarte importantă în medicină, în procesul educațional. Acum problema e în, în. Din nou, în România, trebuie să, chiar așa și vorbesc rezidenții între da. ei. Am noroc de un șef bun. Exact. De în state sau în Marea Britanie, rar vei auzi am noroc de un șef bun. De ce? Pentru că sistemul, din nou, ajută medicul, șeful, să scoată ce mai bun, nu ce mai rău din el. În România, tot sistemul medical, cum e făcut, dau un exemplu plastic. E ca un pește care e frumos colorat și plutește într-o apă clară și poți să-l vezi. Și acel pește frumos colorat, care nuată într-o baltă împuțită și murdară, îți va părea în cel mai bun caz gri în diverse nuanțe și din cauza că miroase balta, poate că te și scârbește. Da. E, balta asta împuțită în care trăiesc deopotrivă medici și pacienți, fiecare cu calitățile și defectele lor, cu scăderile și lucrurile admirabile pe care le fac, toți trăiesc în această baltă împuțită care e sistemul medical românesc. E, de fapt, motivul pentru care eu am început să fac politici de sănătate. Mi-am dat seama că oricât de bun medic ai fi, oricât de mult noroc ai avea de un șef bun, da de un profesor bun, niciodată nu poți să treci peste o anumită limită omenească care în fiecare dintre noi fiecare o avem. De ce? Pentru că sistemul, repet, nu te ajută să scoți ce mai bun din tine, te ajută să scoți ce mai rău din tine. Cât o să doi noi sistemul ăsta? Cât o să țină sistemul ăsta vlad? Atâta timp cât uh, nu vom avea oameni care să știe meseria de a schimba acest sistem și de a l administra. În România se face o mare confuzie, uriașă confuzie, că dacă ești chirurg bun sau internist bun, atunci ești și manager bun, și director bun, și organizator bun, și educator da. bun. Este complet fals. Sunt oameni care, aceia mai norocoși dintre noi, care au mai multe talente, dar ei sunt puțin statistic. Știu foarte mulți chirurgi excepționali care sunt catastrofe în educație da. sau sunt catastrofe manageriale. Iar la noi încă nu se înțelege asta. Avem senzația, mulți dintre noi, că plătim foarte mulți bani pentru sănătate și că sistemul de sănătate românesc e, de fapt, un sistem, teoretic vorbind, ba nu, practic, foarte bogat, dar că nu administrează banii ăștia bine. Asta e perspectiva din partea noastră. Asta care suntem dincolo de, de curțile spitalelor și de clădirile spitalelor. Așa e. Îmi place, îmi place emisiunea asta că toate întrebările se duc direct în interstițiile dintre alb și negru. Nu e așa. Uh, dar și aici e un paradox. Uh, noi, în România, procentual, plătim cele mai mici, ca procent, cele mai mici asigurări de sănătate din Uniunea europeană. Ca procent. Da. Gândește-te că acest procent este, oricum un procent din ceva foarte mic. Pentru că veniturile noastre în România sunt, sunt mult mici, mai mici sigur. decât media Uniunii Europene. Deci, răspunsul la întrebarea ta este că nu. Nu dăm atât de mulți bani pe asigurări medicale. Dar, și aici adaug o altă nuanță, o altă dată. În același timp, suntem țara și nu doar din Uniunea Europeană, ci din toată zona europeană, da. în care noi și ucrainenii sunt cei mai mulți oameni care trebuie să-și vândă casa ca să se facă bine, sau care trebuie să nu-și mai trimită copilul la facultate uh, ca să o ajute pe mama care da. e internată în spital. Le spune cheltuieli de sănătate catastrofice. Chiar așa le zice în vreas uh, la. Deci, noi uh, suntem noastră. pe următorul loc după Ucraina da, la da. cheltuieli de sănătate catastrofice. Da. De ce? Pentru că între puținul pe care îl dăm noi, foarte puțin, și prețul real al serviciilor medicale, care e sus, la nivel european aproape, spațiul ăsta trebuie să-l umplem noi, cu bani scoși direct din buzunar, pentru care nu avem asigurări și nu avem nicio rețea, nicio pernă moale pe care să cădem, în afară de ceea ce vorbeam mai devreme, aceste comunități, organizații care strâng bani pentru oameni bolnavi, și care sunt similare cu ce se întâmplă da. în Statele Unite. Asta e palierul unde sistemul medical românesc seamănă, din păcate, cel mai mult cu sistemul medical american. Uh, și dacă mă întreb cine e de vină pentru asta, probabil că e prima dată de când uh, am început discuția în care pot să dau un răspuns foarte clar și să arăt cu degetul. Politicienii. Și pot să îi numim cu nume și prenume marea majoritatea premierilor, a șefilor de partid care au stat măcar 2 ani în funcții da. să îndevină pentru asta. De pentru ce? că ce fac ei mint un popor întreg e o minciună oficială în cel mai important lucru dintre câte există pentru noi și anume sănătatea. Ei ne zic că vă dăm tot. Noi statul vă dăm Asigurare pentru marea majoritate a serviciilor medicale, pentru ce aveți nevoie. Dar, în realitate, banii pe care ni -i cer, din taxe și din asigurări, sunt departe de a ajunge ca să ni se ofere tot. Știi? Și atunci ne lasă pe noi în spațiul ăsta, dintre, cele, din, dintre minciună și realitate, să ne descurcăm cum putem. Că suntem medici sau că suntem pacienți. Deci, de fapt, trăim într-o foarte mare minciună, în ceea ce privește. Uriașă. Minciuna asta e inclusiv scrisă în lege. Pentru că România este o țară în Uniunea Europeană, unde medicii au început să aibă salarii uh, similare cu cele foarte apropiate cu cele din Uniunea Europeană. Da. Medicamentele, tratamentele, aparatura. Au prețuri destul de apropiate de Uniunea Europeană, dar noi plătim procentual cel mai puțin din coșul cel mai mic din toată Europa. Prin urmare, e greșit dacă ni se pare că plătim enorm pentru treaba asta și că sistemul de sănătate e foarte bogat. E un lucru greșit dacă ni se pare așa. Nu, nici măcar asta. De ce? Pentru că ce scoatem noi din buzunar ca să acoperim spațiul ăsta uriaș dintre realitate și minciuna politicienilor. E foarte mult. Pentru fiecare dintre exact. noi. Exact. De aia, de -aia avem percepția că plătim foarte mult. Uh, un englez, deși e mai bogat decât noi, nu trebuie să plătească din buzunarul lui atât de mulți bani, pentru că acolo spațiul ăsta dintre minciuna politică și realitatea crudă a spitalelor e mai mic și sunt foarte puțini oameni care cred între, în, în, între aceste două, da. uh, două lucruri, uh, pe de altă parte, dacă ne uităm pe statistici, vezi, de asta mi se pare interesant să, să mă uit și la, nu numai la politici, la mai mulți actori din sistemul medical românesc, cum folosesc cifre, seci, statistici, mm -hmm. în funcție de ce mm -hmm. le convine lor. Pentru că niciodată o singură statistică nu va spune întreaga poveste. Dar mai există această statistică foarte interesantă. În ultimii 10 ani, România are din Europa cea mai mare creștere după Bulgaria de această dată ca procentaj din cât se alocă din buget sănătății. Deci în ultimii 10 ani statul a dat mult mai repede, a crescut mult mai repede decât în alte țări europene fondurile date sănătății. Doar că noi am plecat de foarte de jos, de extrem de, de jos. Și din cauza asta, creșterea asta pare foarte sus. De aia când un partid vine și zice Domne, noi am dat o grămadă, uite cât de mulți bani am băgat noi în sănătate. Da, dar încă nu ați băgat suficient de mulți bani din sănătate ca să ajungem măcar la nivelul cel mai de jos din Europa. Apropo, la asta suntem mai zgârciți, statul România, mai zgârcit cu cât alocă sănătății decât Albania, decât Muntenegru, decât Macedonia. Wow. Deci, din tortul nostru, statul dă o feliuță foarte subțirică. De ce, domnule? Cred că din motive populiste. Pentru ca să ducă că... banii în alte părți? Nu, pentru că e. Tu, ca politician, cum ai putea tu să explici oamenilor că trebuie să plătească asigurări de sănătate mai mari procent? N-ar fi o chestie populară. Asta e defectul democrației românești. Faptul că se guvernează tot timpul cu sondajul pe masă. Nu, democrația adevărată, cea reală, este democrația care se, îți exerciți votul odată la patru ani, dar între acei patru ani e esențial ca politicianul să guverneze în interesul întregii societăți, ceea ce uneori e în dezinteresul lui ca politician. Se întâmplă cu adevărat lucrul ăsta? În unele țări se întâmplă. În Statele Unite, în sistemul medical s-a întâmplat. Chiar cu o reformă medicală. Marea înfrângere politică a lui Hillary Clinton, în da. perioada în care era soția lui Bill Clinton, a fost aceasta. A fost asumat public cea care a coordonat reforma sistemului de asigurări medicale din Statele Unite, nu a reușit să o treacă, și 20 de ani mai târziu, în campanie electorală, încă se amintea despre asta. În Ungaria a căzut un ministru al sănătății, tot din cauza asta, în urmă cu ceva ani. În Marea Britanie, la fel. Dar sunt miniștri ai sănătății care sunt dispuși să facă ceea ce e bine pentru societate și pentru țară, chiar dacă asta înseamnă ca ei să piardă voturi. Și aceștia sunt politicienii pe care îi doresc eu să-i văd. Vlad, sărăcia asta, minciuna asta, amestecul ăsta de sărăcie și minciună, e ceva din toate astea de vină pentru infernul de cinism și de... Nici nu știu cum să-l numesc. E un infern de cinism și de răutate. Uh -huh. De cruzime, chiar. În momentul în care nu mai e lumină a zilei, și rămâne lumea aia a spitalelor cu fundată noapte până mâine dimineață când vor veni din nou cu toții la serviciu, se va face lumină și va fi poate acceptabil în spital. În spitalele românești de multe ori nu spun în general, de multe ori se întâmplă lucruri pe care nu ni le imaginăm. Uh -huh. Tratamente groaznice aplicate bolnavilor, excese de partea bolnavilor la adresa personalului. Uh, furturi de la bucătărie, e un furnicar de lucruri, e o lume, e un univers care nu face parte din felul în care am vrea să fie lucrurile astea în timpul ăsta. Se poate repara așa ceva? Da, cred cu tărie că se poate repara atâta timp cât reușești să introduci niște reguli care să fie respectate de sus până jos, de toată lumea. Mai dau niște exemple, iartă-mă că te întreb. Da. Câinii din spitale, oameni care cerșesc, am văzut asta cu ochii mei, și care se costumează în pacienți pentru a putea cerși mai credibil. Niște spitale mari care devin niște lumi în sine, guvernate de niște stăpâni, care știu că lumea pe care o guvernează e așa și își dau seama că e în interesul lor să rămână lucrurile așa pentru că așa își exercită puterea. Asta e problema, de fapt. Uh, homeostazia oricărui sistem e foarte mare. Adică, în, în, în orice sisteme, nu doar în sistemul medical, uh, mai ales cu cât sunt mai mari și mai complexe, uh, toate energiile din interiorul sistemului respectiv funcționează ca să păstreze starea, de fapt, ca lucrurile să nu se schimbe. Da. Uh, îți spun o poveste. Te rog. Lucrurile complicate, cel mai ușor se explică prin povești. Am o prietenă, o colegă din facultate, medic pediatru la un mare spital bucureștean. Cu post, deci fără grija postului, în București, într-un spital în care mulți colegi de aici doreau să ajungă, care are un salariu bun și nu cu mult timp în urmă a demisionat fără să aibă nicio problemă, niciun, a demisionat. Și a plecat. A plecat din țară, acum lucrează în alt spital. Așa cum o fac mult tocări, da. da. Știi de ce? Nu din cauza banilor. Ci? Ba chiar aici avea un statut social mai mare decât îl are da. acum acolo. Pentru că mi-a zis următorul lucru. Lucrez în spitalul ăsta și din cauza că nu suntem suficienți medici, trebuie să țin multe gărzi de noapte singură. Și îmi dau seama că obosesc, și că nu e nimic în jur care să mă ajute să-mi tratez pacienții corect. Și mi-e e frică că la un moment dat voi greși, și din cauza wow. mea un copil o să pățească ceva. Wow. Și nu mai pot. E o presiune pe care nimeni nu o înțelege. Uh, am spus-o, nu, nu mă înțelege nimeni. Deci e o plecare psihologică și nu economică. Marea majoritate a medicilor care pleacă în ultimii. 4 ani, din cauza asta pleacă din România. Nu pleacă din cauza salariilor. Pentru că în România poți să practici și la stat, și la privat, te descurci ca medic, trăiești cel puțin decent. A bine, poate nu câștigi uh, 15.000 de euro uh, ca un medic american pe lună, dar câștigi astăzi, câștigi la un nivel similar uh, unor medici. Din uh, vestul Europei. Și pleci pentru că nu poți să-ți faci treaba, de fapt. Pentru că, cum ți-am mai spus, sistemul scoate ce e mai rău din tine. Iar acest sistem nu este așa o chestie, uh, cum să zic, uh, vagă, neidentificabilă, uh -huh. Uh -huh. nu e soarta care ne lovește uh -huh. și noi nu avem nicio responsabilitate, nu? Sistemul este făcut dacă te uiți. Marea majoritate a oamenilor care administrează și conduc sistemul medical românesc sunt aceiași cam de 15 ani. E o morișcă care mm -hmm. îi tot reciclează. E director la nu știu ce casă de asigurări de sănătate, îl vezi peste 3 ani la nu știu ce agenție, exact. îl vezi peste 6 ani în minister, directorul unui departament important. Ori toți acești oameni, dacă e individual, pe mulți dintre ei cunosc. Sunt oameni deștepți, inteligenți, buni, dar au un mare defect. Nu sunt pregătiți ca să administreze un sistem, pentru că marea lor majoritate sunt medici sau sunt economiști, fără niciun fel de studii legate de politicile de sănătate și managementul sanitar. Fie interesul principal este interesul lor personal. Și asta e ca și cu medicul. Dacă medicul atunci când te tratează pe tine ca individ își pune interesul lui personal pe primul loc, îți face mai mult rău decât bine. Dar atunci când ești un medic sau un da. economist care conduce un sistem medical întreg, atunci când îți pui interesul tău personal pe primul loc, faci rău nu doar unui om, ci faci rău la o grămadă de oameni. Iar acei oameni, și ăsta e un lucru pe care m-aș bucura atât de mult ca colegii și prietenii mei medici să-l înțeleagă. Face rău medicilor foarte mult. Foarte mult. Și noi, pentru că am fost educați, vezi, medicina e o școală lungă, șase ani plus cel puțin trei ani de rezidențiat, în toată școala asta lungă, aproape un deceniu de școală, în perioada în care creierul nostru e cel mai ușor modelabil, ne influențează, toți avem un respect pentru ierarhie. Și e justificat acel respect, dar e justificat în contexte normale. De acord. Hai să dăm un exemplu foarte practic. Confirm faptul că se poate întâmpla des în România, următorul episod, o doctoriță, neurochirurg, foarte bun, îmi povestește și citez, e chiar un citat. Dacă nu plecam din România, nu reușeam să pun mâna pe bolnav. Am ajuns în Franța și din poziția de rezident am făcut nu știu câte sute de operații. Da, așa e, corect. Iar explicația e foarte cinic financiară, pentru că în România șpaga, plicul, deși în ultimii ani lucrurile s-au mai îmbunătățit cel puțin legal da. la nivel de monitorizare și implementare încă mai mult de lucru, dar această șpagă acest plic pe care mulți dintre noi continuăm să-l dăm la medic ă, strică foarte foarte mult pentru că leagă pacientul de medic atât de mult încât pacientul respectiv nu merge să se trateze la clinica respectivă sau la spitalul X. Pacientul merge să trateze la medicul popescu. Exact. Și din cauza asta, medicul popescu e stăpân pe plantație. Popescui nu ales să întâmplare Evident. în situația asta. Uh, nu doar că este stăpân pe plantație, dar are tot interesul ca pacientul respectiv să rămână legat de el, pentru că e o relație financiară acolo. Uh -huh. uh, și având acest interes, doar dacă nu e un om excepțional sau dacă nu e un profesor bun, și de pildă eu am avut la Timișoara astfel de profesori, atunci nu va avea niciun interes ca să permită unui coleg în ascensiune potențial concurent să opereze pacientul respectiv. Uh, dau un exemplu diametral opus acum, unde vina e de partea pacientului. Uh, e un exemplu pe proprie piele. Eram în calitate de aparținător la un spital de aici din București, pot să și spun de la spitalul Obregia, vorbeam cu un medic, un excepțional medic neurolog, am vorbit mult cu el, Omul la un moment dat a întins mâna, ne-am strâns mâinile și a plecat și o doamnă a venit disperată la mine cu un plic și a spus... Faceți ceva, vă rog frumos, ajutați-mă. Nu vrea să primească. Luați-i dumneavoastră uh -huh. și dați-i că de la mine nu vrea să ia. Și a început să plângă, să-mi spună că îl suspectează pe doctor că o antipatizează, de aia nu ia banii. de a zis, da. Doamnă, eu cred că doctorul ăsta nu ia bani, chiar cred că nu ia bani. Și era disperată pentru faptul că n-a reușit să-mi placeze mie plicul ăla să-l dau mai departe doctorului cu Pricină. Plicul uh, umple acum, de fapt. El nu e plin de fapt cu bani. Medicii români nu mai au nevoie de banii din plic. Doar aceia care sunt lacomi. Dar majoritatea medicilor români nu sunt lacomi. Plicul din sistemul medical românesc astăzi e plin cu frică. Acolo asta e în plic pe care îl dai în spital. Frică. Frică față de un sistem imprevizibil, impredictibil, din care Vorbeam de 1880, știi? Da. Până la urmă, uh, poate ești fizic însănătoșit, dar umilit uh, sau stresat, uh, sau cu copii umiliți. De ce? de ce e obligatoriu ca atunci când te duci la spital cu mama care e bolnavă, tu să pleci de acolo umilit? Nu e, nu e normal. Dar plicul ăsta, cu, cu asta e plin. E, e frica noastră de acest sistem. Gândește-te că în spitalul din Statele Unite, la acea întâlnire de dimineață, care nu era, pentru medicii care ne urmăresc, nu era raportul de gardă, nu era raportul uhum. de gardă, la acea întâlnire de dimineață discutau orice mic detaliu. Ce s-a întâmplat, ce nu a funcționat peste noapte. Într-una din zile, mi-aduc aminte că una dintre asistente a ridicat două degete și a spus: uh, Am vărsat cafeaua din cafetieră pe masă și a trebuit să ștergem. Și asta nu se întâmplă prima oară, s-a mai întâmplat și noaptea de dinainte. Și șeful, chirurgul cu un milion de dolari pe an, a întrebat: De ce? Ești neîndemânatică sau ești obosită? Nu, pur și simplu că acum vreo lună ne-au schimbat cafetierele și paharele pe care le folosim noi nu se potrivesc și trebuie să le înclin puțin și uneori verși cafeaua. Și chirurgul și-a notat, șeful de catedră, i-a întrebat pe toți, asistentele șefe și șefii de secție, ați avut vreo problemă? Și chirurgul cu care eram a ridicat două degete, și omul bogat a zis, da, avem o problemă cu cafetierele. Se pare că asistentele și noi medici tot dăm cafea pe jos. Și atunci un alt chirurg, șef de secție, în altă secție, a, da, și noi avem problema noastră, aceeași problemă. Și un alt medic, șef de secție, da, și noi avem problema asta. Au făcut un calcul, peste o săptămână la aceeași întâlnire, au anunțat că au decis să schimbe din nou toate cafetierele De ce? Pentru că De atâtea ori într-un an de zile Dai cu cafea pe masă da. Și trebuie să pierzi timp Și să folosești detergenți Ca să cureți Încât costă mai mult Asta într-un an de zile Decât să schimbe din nou toate cafetierele Pe care le cumpăraseră doar cu o lună în urmă Știi de ce, ce zic compatrioții noștri români? Prostii. O, de ce, eu, da, Niște tâmpeni într-o lume care se plictisește da, dar știi că fiecare medic, ca să șteargă cafeaua, îi ia un minut. Un minut azi, un minut mâine, un minut poi mâine și într-un an de zile vorbim de opt ore. Opt ore care ar putea să le petreacă cu pacientul. Wow. În România pot să întreb pe medicii care lucrează cât de mult timp risipesc cu lucruri pe care nu ar trebui să le mm. facă. Și pe care le fac pentru că sistemul îi obligă să facă. Asistentele medicale, cât de mult timp trebuie să risipească cu lucruri, medicii rezidenți întreabă despre fugile pe scări între secții, după dar n-aveți să ne dați și nouă uh, uh, niște medicamente, dar n-aveți niște vată, dar n-aveți niște ață? În ultimul minut al acestei întâlniri, odată, Aș vrea să te rog frumos, știu că n-am discutat înainte lucrul ăsta, dar aș vrea să te rog frumos să smulg mai degrabă de la tine promisiunea că ne mai vedem odată. Pentru că cel puțin jumătate din ce am avut de întrebat, n-am întrebat. Vorbesc prea mult? Nu, e foarte mult de vorbit. Da, știu. Pot să smulg promisiunea asta că ne mai vedem, și nu e una convențională. Da, da, da. Cu mai facem o dată treaba asta ca să terminăm problemele. Și doi, cum încheiem întâlnirea asta pentru cineva care spune acum, ascultându-te și văzându-te, spune are dreptate băiatul ăsta, oricum nu mai e nimic de făcut aici. Nu. În ultimii 15 ani au apărut, pot să-ți dau și nume dacă vrei, au apărut niște focare în zona medicală din România care... În care sunt oameni care înțeleg toate lucrurile astea despre care am vorbit, care lucrează concret, să se îmbunătățească, să facă în jurul lor lumină, dar, cum ai zis tu, într-o cameră mare uh -huh. în care e foarte mult întuneric, ești ca imaginea de Paște, din noaptea de înviere, când e întuneric peste tot în biserică, și la și... un moment dat vezi că s-a aprins o luminiță acolo. Și o luminiță dincolo, și încă o lumânare dincolo, și după câteva minute e lumină peste tot. Dar trebuie să ai răbdare. Aici nu vorbim doar de o cameră, ci vorbim de un sistem întreg. Și trebuie să avem răbdare. Da, dar în timp ăsta pierd oameni cu zile, uneori. Da. Vorbim despre asta data viitoare. Da. Vlad, mulțumesc foarte mult că ai acceptat mulțumesc invitația și noastră invitația. și ne vedem sigur. Sigur. La o următoare întâlnire. Tuturor celor care sunt alături de garantat 100%, mulțumim frumos pentru încredere. Ne vedem duminica viitoare.